Sesiunea de toamna bacalaureatului debutează pe 16 august cu proba scrisă la limba și literatura română, pentru care în Dolci s-au înscris 430 de candidați. Miercuri 17 august va fi proba obligatorie a profilului unde sunt așteptați 579 de candidați, iar joi 18 august va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, unde pe liste s-au înscris 647 de candidați. În total, pentru susținerea probelor scrise, în Dolci s-au înscris 945 de candidați, dintre care 567 din promoția curentă, respectiv 378 de candidați din promoțiile anterioare. Probele scrise în dolj vor fi susținute în trei centre de examen, Colegiul Ștefan Dobleja din Craiova, Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș din Craiova și Liceul Tehnologic Ștefan Mircu din Calafat. Pentru susținerea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, s-au constituit două centre de examen, Colegiul Ștefan Odobleja Craiova și Colegiul Tehnologic Ștefan Mircu din Calafat. Candidații care susțin probele scrise la Colegiul Ștefan Odobleja din Craiova și Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș din același oraș vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la Colegiul Ștefan Odobleja din Craiova. Candidații care susțin probele scrise la Liceul Tehnologic Ștefan Mircu din Calafat vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale tot la același liceu. Afișarea primelor rezultate în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro se va face pe data de 31 august până la ora 12, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie.